Bună dimineața, dragilor, și bine ați revenit pe Fabrica de Permise. Astăzi suntem în parcarea unui centru comercial și vom executa parcări cu fața și cu spatele între două mașini. Vă voi arăta, bineînțeles, și repere pe care trebuie să le aveți, astfel încât să vă iasă cât mai ușor parcările și să nu loviți mașinile din stânga și din dreapta. O primă parcare cu spatele o vom face în locul acesta, da? Trebuie să ținem cont și de stâlpul acela să nu lovim. Suntem cât mai aproape de axul drumului, respectiv de marcajul discontinu. Mergem puțin mai în față și în momentul în care colțul mașinii din dreapta ne apare în colțul geamului nostru din dreapta, ne oprim, cuplăm în treapta marșalier, max în dreapta, ne asigurăm, bineînțeles, în spate că nu este nimeni, nu ne trece pe manevra și mergem ușor și cu prudență, fără să vă grăbiți. Deja se vede în oglinda din dreapta prima mașină, cea albă, da? Ok, începem să ne uităm și în oglinda din stânga și în oglinda din dreapta. Și în oglinda din stânga și în oglinda din dreapta. Sper că se vede și jos marcajul, da? Ok. Mergem în continuare până când suntem cât mai perpendicular pe drum, da? Ok, în momentul ăsta ne oprim. Îndreptăm volanul două ture. Și acum mergem cu grijă spre bordura din spate, foarte, foarte, foarte încet. Ușurel, sper că se vede și pe filmare bordura. Ok, foarte, foarte încet, nu vă grăbiți. În momentul ăsta ne-am oprit. O să cobor și din mașină ca să vă arăt cum am parcat-o. Dar înainte de asta vreau să vă spun faptul că este foarte important capotul mașinii voastre să nu fie în afara mașinilor parcate din stânga și din dreapta. Și de ce spun asta? Pentru că există posibilitatea ca atunci când trec mașini, mașina ta fiind mai în față ca celelalte, din stânga și din dreapta, să fie expusă la lovituri, la accidente, da? Ok. O să cobor efectiv să vă arăt cum a ieșit parcarea. Prima dată în spate. Ok. Pe din dreapta. Și aici în stânga. Da. Ok. Și după cum vă spuneam, botul mașinii noastre nu este în afara celor din stânga și din dreapta. În parcările foarte aglomerate, când ai mașini stânga-dreapta, sfatul meu este să încercați să o parcați cu spatele. Este mult mai ok. Da? Bun. Urmează să plecăm din locul de parcare. Am ambreiajul la podea și dreapta întâia. O să ieșim de data asta în dreapta. Semnalizăm, merge foarte ușor, ne uităm stânga-dreapta, da? Nu este nimeni. Ok, și în momentul în care stâlpul nostru din dreapta sau corpul nostru, cum ne uităm peste umăr, ajunge în dreptul stopului din dreapta, noi virăm la dreapta, o să luăm maxim stânga-dreapta pe loc, da? Urmărim în continuare la oglindă, se vede clar că nu lovim mașina din dreapta. Dacă luăm dreapta pe loc în momentul în care am aliniat cu mașina din stânga și din dreapta, erau șanse foarte, foarte mari ca să o lovim. Bun. Să virăm la dreapta. Să căutăm un loc de parcare cu fața de data asta. Este foarte îngust aici, așa avem și o motocicletă. Mai căutăm.
văzut unul acolo, semnalizare dreapta. Da. De data asta rămâne cu semnalizare dreapta, da? Facem o mică buclă în stânga, da? Și momentul în care stopul mașinii reper din dreapta ne ajustă în dreptul geamului nostru din față, da? Exact chestia asta văd în momentul ăsta. Iau dreapta pe loc, da? Și încerc să urmăresc dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, da? Foarte, foarte încet. Când suntem aici perpendicular, da? Se vede că ne-am încadrat bine, da? Mergem ușurel în față și următorul reper, fiind mașina din dreapta parcată cu fața ca și noi, este să fim oglindă la oglindă. În felul ăsta, spatele mașinii noastre nu rămâne ieșită în afara locului de parcare. Bun. O să și cobor din mașină ca să vă arăt exact cum a ieșit. Dată bine. Mașina de stânga este foarte îndepărtată de linia de marcajul ei. Hai să ne uităm și în dreapta. Fix aceeași distanță. Da? Tot la fel, mașinuța noastră nu a ieșit cu spatele și în afara mașinilor parcate din stânga și din dreapta. O să filmăm și în față ca să vedem ce se vede. Da? Ok. Ne urcăm la volan și acum dorim să plecăm de pe loc. Ne punem, bineînțeles, centurica. Vom semnaliza dreapta, pentru că noi vom merge cu spatele înspre dreapta, frâna de mână jos. Am cuplat în dreapta marșalier. Și o parte dintre voi aveți tendința că atunci când urmați să dați cu spatele din locul de parcare dintre cele două mașini, să luați maxim dreapta pe loc sau maxim stânga, în funcție de cum vreți să ieșiți cu spatele. Este cea mai mare greșeală și vă spun de ce. Dacă eu acum aș lua maxim dreapta pe loc, riscul este foarte mare ca să lovesc mașina din stânga. La fel și dacă iau maxim stânga pe loc, riscul este foarte mare să lovesc mașina din dreapta. Da? Așadar, mergem ușurel. Da, cu spatele, ne asigurăm, efectiv întoarcem capul, ne uităm stânga, dreapta, vedem că nu este nimeni, da? Ok, ne asigurăm în continuare și în momentul ăsta în care oglinda noastră a ajuns la jumătatea portierei lui din dreapta, ne-am oprit și am luat maxim dreapta pe loc, da? Și ne uităm în continuare în oglinzi. Da, după cum se vede, trecem foarte, foarte lejer pe lângă mașină din stânga și din dreapta, dar noi în continuare ne uităm în toate oglinzile, da? Ne-am oprit, am întetat volanul, am cuplat în dreapta întâia, semnalizăm plecare de pe loc, ne asigurăm și plecăm. Bun, o să mai facem o ultimă parcare cu spatele, ca să repetăm ceea ce v-am spus anterior. De data asta, haideți să o facem aici, în locul acesta. Ne îndreptăm frumos, suntem aproape de marcajul continuu, ocupăm întreaga marșalier, semnalizare dreapta. Și când stopul lui din dreapta ne-a ajuns în geam, în geamul de jos, da? Am luat maxim dreapta pe loc. Ne uităm în oglinda din dreapta, ne uităm în oglinda din stânga. Ne uităm în oglinda din dreapta, vedem și marcajele. Ne uităm în oglinda din stânga, da? Dreapta, stânga. Este clar că nu lovim nicio mașinuță, da? Vedem și marcajul pe jos, da? Cred că se observă și pe filmare, da? În momentul ăsta când suntem drepți, da? Îndreptăm și noi volanul. O tură, două ture. Și mergem ușurel în spate, fără să ne grăbim, da? Ok. Sper că se vede mai bine aici. Bun. Și am zis așa, în momentul în care oglinda noastră din stânga, în cazul ăsta, a ajuns la oglinda lui, la mașina din stânga, ne oprim. Da? Asta înseamnă că noi suntem aliniați cu mașina din stânga și din dreapta.
Iarăși coborăm ca să vedem ce am făcut. Ok. Așa arată în dreapta. Așa arată în stânga. Ok. Ne-am urcat la volan, ne punem centurica. Și același lucru, de data asta voi vira la dreapta din locul de parcare, da? Dreapta întâia, semnalizare dreapta. Mă asigur, bineînțeles, că nu vine nimeni de aici. Da? Și când stâlpul meu sau corpul meu, când mă uit peste umăr, mi-apare stopul lui la mașina reper din dreapta, da? Fix asta văd în momentul ăsta, da? Adică mă uit cu capul peste umăr și văd stopul lui aliniat cu corpul meu. Iau maxim dreapta pe loc. Da? Și în felul ăsta nu risc să lovesc mașina din dreapta. Se vede și în oglindă, da? Ok. Trebuie să înțelegeți că sunt mașini de dimensiuni diferite. Unele parcate strâmb, altele mai îndepărtate, unele mai lungi, altele mai scurte. Da? Nu trebuie să vă fie rușine să vă autocorectați în funcție de mașini după care faceți parcarea. O să mai facem o ultimă parcare aici. Da? Trebuie să ținem cont și de coșul ăla de gunoi. Semnalizare dreapta, bineînțeles. Suntem lângă marcaj, da? Mergem frumușel. Și vreau să ne oprim când apare stopul lui de din dreapta în colțul geamului nostru din dreapta, da? Ok. În momentul ăsta, marșalier, maxim dreapta pe loc, ne asigurăm în spate nu este nimeni și merge cu grijă, ne asigurăm în oglinzi, foarte, foarte încet. Ne-a apărut prima mașină, începem să urmărim și oglinda din stânga, da? Acum ne-a apărut și mașina din dreapta și mergem în continuare și ne asigurăm stânga, dreapta, stânga, dreapta, da? Se vede și marcajul pe jos, da? În momentul ăsta am îndreptat volanul, da? Și mergem ușurel înspre bordura din spate, fără să vă grăbiți. Ia să vedem, se vede așa mai bine. Ok. Ne-am oprit. Am scos-o pe liber. Și iarăși coborăm să vedem ce am făcut. Bun, aici puteți să mai luăm puțin ușor dreapta de volan și se îndrepta perfect. Asta a fost tot. O zi minunată, dragilor, și mulțumesc tare mult pentru vizionare.